Bună ziua, bine ați venit la noi aici la Liceul Tehnologic Constantin Dobrescu. În continuare voi prezenta laboratorul nostru de comerț, unde teoria este pusă în practică prin ajutorul firmelor de exercițiu. Probabil ne întrebăm ce este o firmă de exercițiu. Firma de exercițiu presupune un concept nou, cu ajutorul căruia abilitățile antreprenoriale sunt manifestate prin activități virtuale, asemănătoare celor reale. Scopul acestor firme este de a dezvolta capacitatea elevilor de a se acomoda, cât mai bine pe piața muncii. Iar în continuare, activitatea aceasta presupune mai multe etape. Am să prezentăm mai departe activitățile ce au loc într-o firmă de exercițiu. În biroul comercial învățăm să negociem, să comunicăm cu partenerii noștri virtuali de afaceri, să încasăm, să vindem și să cumpărăm. În biroul de contabilitate. Aici, noțiunile teoretice sunt transpuse în completarea unor documente specifice, chitanțe, facturi, note de recepție și mai apoi înregistrate în contabilitate. În biroul de marketing realizăm materiale promoționale, produse de promovare a produselor, flyere, cărți de vizită pentru promovarea firmei. Prin standul acestei firme de exercițiu Hanine, în vederea participării la tărbări. Mulțumim faptul că câștigam pe rasă pentru cel mai bun stand și pentru materiale Această firmă este extrem de apreciată pentru originalul. Cum veniți la redația revistei școlare Ecosens? Această publicație este concepută în scopul de a vă aduce elemente de o noutate în viața dumneavoastră. Revista va putea fi o sursă de informare suplimentară în viața școlară și cotidiană. În paginile revistei vă puteți regăsi realizările proprii și ale colegilor, hobby-uri, răspunsuri la întrebări, glume, teste și multe altele. În speranța unei bune colaborări, vă dorim o lecturare plăcută. În ultimul rând, vrem să vă prezentăm colecția noastră de bagnote și monede vechi românești. Aceasta a fost realizată de un coleg de la clasa a 3-a. Iar acum, în încheiere, vă mulțumim pentru timpul și atenția acordate și ne-am bucurat să faceți parte din acest minunat liceu, Liceul Tehnologic Constantin Dobrescu, Curtea de Argeș. Ajutorul tinerilor pentru a ne ajuta în expunerea produselor noastre în magazin și a fluidiza puțin traficul clienților. Ele ne ajută să așezăm marfa pe rafturi,
să punem prețurile la rafturi sub supravegherea noastră, ca să poată să se obișnuiască la rândul lor cu viitorul job, poate, așa, și am apelat la ajutorul lor, în perioada asta fiind foarte aglomerați. Suntem mulțumiți de prestația lor și le așteptăm în continuare să vină să ne ajute pentru a merge în magazinul așa cum trebuie și a fi clienții mulțumiți și toată lumea mulțumită. Experiența pe care o capătă în magazinul nostru le va ajuta mai departe în profesia lor, în jobul lor, dacă vor considera să meargă pe drumul ăsta de lucrător comercial. Ca să vindem acest produs, avem prețul pus aici, da? Este 6 lei, da? Îmi primim banii, trebuie să-i batem pe casa de matcă, da? Da. Batem produsul, avem 1, o bucată, da? Apăsăm 1, da. Ori, cât este prețul, da? Am zis 6, 6, da? Da. Dăm prețul, dăm aici, urmează să introducem codul produsului. Da. Care este articol de cord, da? Da. 142. 142 codul. Îl trecem aici pe plu. Nu mai avem alt produs. Dăm total. Total. Și am introdus 6 lei, da? Dăm banii. Dăm restul. Dacă... Nu am... Poate aveți dumneavoastră un leu să ne dați? Să vă dau 5. Dăm 5 lei restul, doamne. Să punem într-o frumuță. Da? Și bunuletul aici. Produsul respectiv, da? Da. Restul. Apoi mulțumim pentru clientului. Și cam asta este. Dacă vrea să facă plată cu cardul, introducem la fel datele, însă nu mai dăm total aici. După ce introducem datele pe POS cu suma respectivă, în loc de total dăm PI, da, adică POS. Și se face tranzacția direct pe card. Da. Cam asta este. Parteneriat cu Liceul Constantin Dobrescu. Elevii vin în practică să învețe cum să se pregătească pentru meseria de lucrător comercial. Aici elevii învață cum să prezinte produsele magazinului, cum să le așeze, cum să comunice cu clienții. Pentru elevii sunt utili prin prezența lor și prin activitatea pe care o desfășoară, prin faptul că ne ajută să așezăm marca, să prezentăm produsele.
aflăm în supermarket Andreea, magazin alimentar și non-alimentar. Găsiți orice produse la noi. Ei sunt copiii noștri din săptămâna asta, Radu și Andra. I-am învățat să așeze marfă la raft, să primească marfă, să facă tot ce e necesar în magazin, să lucreze la casa de marcat, să cântărească, dar mai ales să fie atenți la termenele produselor atunci când primesc marfă și când o așează la raft. Sperăm să le fi plăcut la noi și să revină ca și clienți, ca și angajați, poate pe viitor, cine știe, ei știu unde le va duce viața.